Suceava a ieșit din topul infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 în luna iunie. Concluzia îi aparține prorectorului Universității Ștefan cel Mare Suceava, Mihai Dimian. Evoluția epidemiologică pozitivă din județ în ultimele săptămâni este reflectată nu doar de numărul mai scăzut de pacienți COVID-19 din spitale, ci și de poziția ocupată de județul Suceava în clasamentele naționale din perioada 1-27 iunie. Astfel, în perioada studiată, în Suceava au fost înregistrate 454 de cazuri noi, cel de-al treilea număr în țară după 991 la București și 643 în Brașov. Totodată, cu 0,73 de cazuri la 1000 de locuitori în luna iunie, județul Suceava ocupă locul 4 în țară după Vrancea cu 1,2, Brașov cu 1,16 și Argeș cu 0,78. Suceava nu se mai află în topul îmbolnăvirilor, noi îmbolnăviri de COVID-19 în această lună. Vedem că avem Brașovul, Vrancea, atât în ce privește numărul de noi teste pozitive, da, persoane pozitive la 1000 de locuitori, cât și, dacă ne uităm la numărul total, sigur, București, având o populație mai mare, are și un număr mai mare de cazuri, dar sunt și alte județe în fața noastră, chiar de când am făcut eu analiza de sâmbătă, observ că și Argeșul a trecut în fața noastră în ce privește numărul total de cazuri din luna iunie, după București și Brașov. Deci, aceasta este analiza mai simplă, care este la îndemâna oricui și cumva ne scoate din această paradigmă că Suceava e polul COVID-ului în România, care este în continuare perpetuată, din păcate, la nivel central. Pe de altă parte, Mihai Dimian atrage atenția că o situație alarmantă se înregistrează în Republica Moldova, unde la o populație de 7 ori mai mică decât a României, numărul total de noi cazuri a fost mai mare în ultima lună decât în țara noastră. Pe de altă parte, studiul a calculat și rata de transmitere a virusului pentru fiecare județ în parte. În județul Suceava se estimează o valoare de 0,73 a ratei de transmitere a virusului, cu un interval potențial de variație între 0,1 și 1,3, ceea ce oferă o perspectivă pozitivă cu privire la evoluția pandemiei în zonă pentru perioada imediat următoare. Perspectiva este una favorabilă pentru județ, însă pornim dintr-o situație mai dificilă decât a celorlalte județe. Așa cum spuneam, acum suntem în continuare undeva pe locul 4-5 în ce privește numărul de cazuri la 1000 de locuitori, deci perspectiva favorabilă înseamnă că pornind de aici, sigur, vom descrește, dar alte județe, cum e Caraș-Severin, care are, n-a avut niciun caz, cred că în această lună, sigur că nu are nici de unde să crească, nici de unde să, nu are de unde să scadă, că e zero. Nu? Și atunci orice creștere poate fi identificată ca o perspectivă negativă. Am menționat aceste exemple pentru că trebuie să interpretăm aceste date de previziune în contextul județului de care vorbim. Noi am făcut calcule pentru toate județele cu rata de transmisie, dar trebuie să vezi de unde pornești atunci când spui perspectivă pozitivă, neutră sau negativă, perspectivă favorabilă sau defavorabilă, adică o previziune cu privire la evoluția în viitorul apropiat, dar pornind de la starea în care te afli la momentul efectuării modelului. Studiul a folosit datele publicate oficial de grupul de comunicare strategică de pe lângă Guvernul României.